Un gând pentru astăzi. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ieremia, capitolul 31, versetul 3. În ce context a spus Dumnezeu aceste cuvinte copiilor lui Israel? Atunci când erau în robie, când erau încercați. Nu-i așa că și noi, de multe ori, când trecem prin încercări grele sau prin suferință, credem că Dumnezeu nu ne mai iubește, că ne-a părăsit? Dacă treci în această perioadă prin încercări și nu mai simți dragostea lui Dumnezeu, privește la cruce și amintește-ți de dragostea care El a manifestat-o pentru tine într-un mod atât de evident. Dumnezeu te iubește. El știe unde ești. El știe prin ce treci. Îți cunoaște zbaterile, îți știe necazul, știe și nopțile de suferință. Iar astăzi, prin cuvântul Lui, îți spune că te iubește cu o iubire veșnică. Chiar dacă uneori nu-L simți și nu-L auzi, nu uita că El este mereu lângă tine, iar la vremea hotărâtă de El, te va izbăvi și îți va da rezolvare. Tată drag, îți mulțumesc pentru că ești atât de bun și mă iubești atât de mult. Niciun strigăt al inimii mele nu trece neauzit de tine. Tu mi-asculți cu atenție fiecare rugăciune. Îți mulțumesc pentru puterea pe care mi-o oferi zilnic. Te iubesc. Amin.